weekend, târgujenii s-au bucurat de prestația celor mai cunoscuți interpreți de muzică folk din toate colțurile țării. Cea de-a 13-a ediție a Festivalului Internațional de Folk și Baladă, Poarta Sărutului, a fost, ca de obicei, foarte bine primită de publicul târgujean. Începând de vineri, 8 august și până duminică, 10 august, în fiecare seară, scena Teatrului de Vară din Târgu Jiu a răsunat cu muzică 100% live. Te-a ridicat din ape, împăluit în spume, întunecând cu părul albastru de cleștar. Știu că zânele sunt vii, râd și ascultă poezii. Ia minun fam, zâmbetul pe buști și frunzele țințeau ultimul sărut încet, încăderea lor. A treia seară de spectacol, duminică, a fost una excepțională. Pe scenă au urcat artiști precum Mircea Vintilă, Ducu Berții, Maria Gheorghiu, Adi Beznă, dar și din Olărașu. Dacă mai crezi în mine, întoarce-te acasă, totul poate fi ca la început. În ultima seară a festivalului au fost desemnați câștigătorii acestuia în aplauzele iubitorilor de gen. Marele premiu și trofeul festivalului, în valoare de 1.500 de lei, acordat de către Consiliul Județean Gorj, este câștigat de grupul Icarus din Botoșani. Ediția din acest an, în ciuda bugetului redus, a fost una la fel de reușită ca cele din anii trecuți. Și-aș vrea ca para asta să vă aduc înapoi, să nu mai cadă toamna peste noi.